grup lăsat de băut, grup lăsat de fumat, grup lăsat de futut. Ăla cum grup lăsat de futut? Grup lăsat de futut. Deci voi acum când v-ați dus acolo la munte, să nu vă futeți. Să nu beți, să nu fumați. Puneți-vă niște aripi pe spate. Grup lăsat de picaj. Grup lăsat de poezii. Ia zi. Grup lăsat, băi. Grup lăsat în cimitirul Belu. Nu, ăștia sunt la cimitirul Bebelu. Bebelu, bă, Bebelu. Băi, foarte bine că n-am lăsat-o pe Ioana gravidă, că băream pula. Seamnă ce probleme aveam? Wow. Am intuit eu ceva. Păi îți dai seama că eventual prietena lui care nu sunt eu. Devenea futut rău de tot. Numai că, fata, eu sunt mai tare ca un yoghin. Pot să-mi controlez alea. Și n-ai rămas greu de... Păi... Grup lăsat de... prostit. Nu, nu. Bă, în mod natural, tu ești o femeie foarte fertilă. Poți să-ți dai seama după structura corpului. Da, da, trebuie să vrea și bărbat. Și eu oricum sunt bărbat încă tânăr. Am 39 de ani, aproape 40, pula mea, mâine, băi, de ceva. Deci sunt și eu foarte, destul de fertil, pula mea. Am odată ce am făcut un copil, înseamnă că pot să fac. Dar eu n-am mai stat pe niciuna gravidă, cu toate că mă putea cu pula fizică, că nu vreau. Când am vrut să fac o fată, am vrut. Păi totul este pe încredere. E. Și e cumva problematic. Mai ales că nu mai ai 18 ani. Ești dita mai femeie. Hai ca să zic, noi chiar ne potrivem. Diferența de vârstă nu e chiar atât de mare. Un la mână. Doi la mână, o femeie e mai matură ca un bărbat. Deci vârsta psihologică a ta ar fi cam ca a mea. Știi? Și așa că nu se justifică nimic. Îmi pare rău că ne-am despărțit prin intermediul la YouTube, dar se mai întâmplă. Toate că ești o fată minunată. Da, să tu se lucru, dar mai cam enervat asta. Sper să te distrezi bine cu prietenul tău. Știu că îl cheamă tot Dan. Dar e bogat. Eu sunt sărac. Dar ăla nu se fute. Da, nu se fute.
Păi fată, o femeie la vârsta ta, tu știi ce libido are, mai ales la structura ta. Și veneai deja la sătura. În sfârșit. Să ne alege, nu alege un bărbat. Dacă ești pragmatică, bă, foarte bine. Foarte bine, nu mă așteptam altceva. Mai ales că erau majoritatea bogați cu tot ce dădea părniți în cur. Apărusem și acolo ca o pulă brand, știi? Și dacă tu întreții relații cu Adriana, de fapt, că bogată și aia, și am văzut și pe asta. Era toți bogați. Știi cine era săraci? Doar și cu Mihaela. Cum avea de unde știi? Eram amărezele. De aia ne iubeam. Ca amărâtul a amărât trebuie. Și te trage. Îmi pare rău, nepotrivit. Cu toate că nu ți-aș fi cerut pula mea bogăție ta, aia este. Dar e un fel de paranoia la ăștia. Mi-a sfârșit. Nu mai spune. Sper să rămân prieten, dar câteva luni de zile mai bine nu văd. Să lăsăm timpul să mai rezolvăm lucrurile. Că acum e la mulți ani. După aia, până ianuarie, se face înscrierea la grupuri. Până în februarie vă dă bugetile. Așa. Nu știu de ce pula n-am mai să înscrie la grupuri. De fiecare dată trebuie să înscrie la grupuri. De zilele. Odată ce știi înscris la un grup, păi știi scris deja. Înscrierea la grupuri s-ar putea face numai de aia noi veniți. Atât. Se face înscrierile la grupuri. Și după aia grupurile e închise. Că dacă mă duc eu acum să mă înscriu la un grup, nu știu la ce. Se închide. Poate îmi prinde pula. Atenție, se închid ușile. A. Și ne umflăm gușile. Ce vă faceți, bă? Păstărinci mici? Ne umflăm gușița. Aola. Și ne gândilăm târteața. Aaaa! Ne umflăm în gâșiță, bă! Acolo. Păi de ce vă umflăm în gâșița? Bă, bă! Aolo, și umflă gâșița ăștia. Pipățica! Nu, inimioara. Nu, e pipățica! Vă aveți pipățică? Cu pipățică, pe pipățică. A, tu zaci în șant. A, și voi faceți gâniați. Tu beizați. A. Băi, mor de ciudă. Aoleu. Bă, mor de ciudă. Că moare pula de ciudă. Mor de ciudă că nu e căsătoriți. Să trăiți. Bă, eu sunt divorțat, adevărat. Și așa vreau să rămân. Până comit din nou. Nu e căsătorit de... Tu știi că semnul e căsătorie voastre?
Înainte să vin eu, pula mea, știu că o erați vedeți. Vă știe lumea, mă, de-aia stați voi mai prieteni pe prieteni acolo. De căcat nu am făcut ce de căcat. E, oricum v-am făcut acum vede de supertare. V-ați făcut voi de căcat de înainte. În simplu vostru comportament. Aia. Deci, unde vă duceți, mai ales că v-ați plimbat atât de mult, vă știe lumea originală. Ce mișto! Chiar că e mișto! Nu, nu știam așa ceva, adică... Să stea unii, pula mea, păi chiar că sunt îngerași, nu sunt băcură. Să stea unii să nu facă nimic. Și să fie original. Pula mea, mai am dat de la niciunii. Da, niciunii originale. Și s-o mai ține cu nebunii de pe casă. Bravo ție, fata. Că am văzut eu că nu prea râdea la YouTube-urile mele. Se făcea că râdea. Nu prea râdea. Nu prea îi plăcea. Ioana acum a fost verificată. Îi puneam eu, făceam mișto. Nu prea mai râdea. Se uitea în fiata. Și a ales fata. Ce, nebun de căcat? Da. Bă, Ioana nu o conta. Adică o conta, măi, mă doream cu ea. Că e natura meserii, pula mea. Trebuie să țină cu aia ce pula mea. Vorba lui Alina. Da, ce să alegem? Nu vezi că sunt aici care votează? Cum nu fată, sunt votați. Dar cum mă votează? Păi, votarea n-ar trebui să fie dată afară. Când votezi pe cineva, alegi. Nu ne alegi în dată afară. Dar nu mine mă votați. N-am mai văzut pe altul să-l voteze. Bă, mai trebuia să fie un precedent. Un votat. Doar eu eram votat? Dar de unde e atâta voturi, bă? Ca ce chestie? Ca ce? De ce ca ce? De ca ce? Cace! Băi, m-am prins de mult. Voi nu mă luați cu voine puțin? Că vedeam bani. Când vedeam eu bani, se speria lumea. Fugeau ăia pe acolo, pula mea. Le dădeam bani. Și unii chiar nu produce nimic, dar le dădeam bani. Când veneam eu, mamă, speria, nu lua nici, nu puneam mâna pe bani. Îi lăsam pe băie, bine, mă, rog. Eu ieșeam din cameră, hai, ce și luați-vă bani. Și am surprins de câte ori. Asta e problema. Cred că nu e chiar conspirație, chestia e chitâmpenie. Chitâmpenie. Deci, bă, happy birthday to you.
să înțelegi mutul.